Evanghelia după Luca, la capitolul 18, și doar pentru câteva momente vreau să vă ridicați din nou. Pagina biblică 1013, Evanghelia după Luca, capitolul 18, citesc de la versetul 9 până la versetul 14, este cuvântul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi în această dimineață. Am mai spus și întâmplarea aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotine prihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Vă rog să vă reașezați. Am citit despre filozoful antic atenian Diogene că stătea la un moment dat în fața unei statui cu mâna întinsă. Și stă în Atena cu mâna întinsă în fața unei statui preț de ceasuri întregi. Trec oamenii pe lângă el și tot se minunează: ce face domnule omul acesta, cere milă de la statuie? Și cineva intră cu el în vorbă și spune: Diogene, totuși, de ce stai cu mâna întinsă și aștepți o milostenie de la statuie? La care spune Diogene în felul următor: fac asta tocmai ca să mă obișnuiesc cu refuzurile. Sunt oameni care au impresia că atunci când se roagă nu fac nimic altceva decât să se pregătească de un nou refuz. Poate se rog pentru vindecare și nu se întâmplă nimic. Poate se roagă pentru eliberare cineva de un anumit viciu, de o patimă care distruge viața, sănătatea, familia, munca sau business-ul, profesia. Și efectiv are impresia că nu se întâmplă nimic. Se roagă unii ca Dumnezeu în bunătatea lui să aducă cerul și raiul în casa lor, să aducă Dumnezeu înțelegere în familia lor. Și poate trece un an, poate trec doi, poate trec trei și nu se întâmplă nimic. Și omul parcă este descurajat să se mai roage. Și își pune întrebarea legitimă: oare chiar merită să te rogi? Sunt unii care vin și spun că rugăciunea de fapt nu face nimic în planul lui Dumnezeu, ci doar schimbă ție perspectiva asupra situației. Un fel de ceea ce spunea Marcus Aurelius, că nu poți să schimbi circumstanțele existențiale din viața ta, din jurul tău, trebuie să schimbi tu atitudinea față de lucrurile respective. Și cu toate acestea avem un cuvânt puternic din partea lui Hristos care ne spune în Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 7: cereți și veți căpăta. Și apoi Domnul aduce în discuție pe un tată bun. Un tată bun care din perspectiva lui Dumnezeu, totuși omul este plin de păcat. Și zice Domnul Hristos, chiar că este tatăl acesta bun, omenește vorbind, din perspectiva lui Dumnezeu, are scăzămintele lui. Și totuși, care tată din lumea aceasta, dacă fiul său sau fiică să-i cere un lucru bun, i-ar da ceva care să-i facă rău? Și Domnul spune tot astfel și Dumnezeul vostru, care este mult mai bun decât orice tată sau orice mamă, va da lucruri bune celor ce îi le cer. Întrebarea este: tu ce-i ceri lui Dumnezeu? Întrebarea este, când îi ceri ceva lui Dumnezeu, te aștepți ca Dumnezeu chiar să lucreze sau ai început să te rogi așa mai mult ca o descărcare emoțională? Astăzi merg mulți oameni la psihologi, la terapeuți și își descarcă sufletul. Și după ce stau jumătate de oră, o oră în prezența unui specialist sau unui terapeut, se simt mai bine, se simt ușurați. Sunt unii care vin și spun că, de fapt, rugăciunea nu este nimic altceva decât o terapie bisericească. Însă, din perspectiva scripturală, din perspectiva lui Dumnezeu, a Bibliei și a bisericii, rugăciunea este mult mai mult. Rugăciunea, pe de o parte, îmi schimbă mie starea, pe de altă parte, poate să schimbe circumstanțele din viața mea. Rugăciunea face imposibilul. Rugăciunea este modul în care Dumnezeu operează în această lume. Un om al lui Dumnezeu, pe nume Karl Barth, un mare teolog elvețian, spunea că Dumnezeu alege în suveranitatea lui să nu facă nimic pe pământ decât în urma rugăciunii bisericii lui. Și totuși, se întâmplă să ne rugăm și uneori să nu primim răspunsul dorit. Despre asta aș dori să predic în dimineața acestei zile, și anume despre trei piedici din calea rugăciunii.
Cele trei piedici din calea rugăciunii se intitulează mesajul pe care Domnul mi l-a pus pe inimă pentru noi în această zi. Sunt trei piedici care ne împiedică rugăciunile să primească răspuns din partea lui Dumnezeu. Te rog să te cercetezi pe tine însuși, pe tine însă, și dacă regăsești aceste lucruri în viața ta, împreună cu mine, să ne ajute Bunul Dumnezeu, să ne corectăm și să ne pocăim viața, pentru ca rugăciunile noastre să ajungă până la tronul lui Dumnezeu și în bunătatea lui Dumnezeu să lucreze potrivit nevoilor noastre. Cele trei piedici din calea rugăciunii. Prima piedică din calea rugăciunii este convingerea că meriți să fii ascultat. Prima piedică din calea rugăciunii, adică primul obstacol ca Dumnezeu să nu-ți asculte rugăciunea, este convingerea pe care o ai că, într-adevăr, meriți să fii ascultat. În ziua aceasta am citit despre un fariseu. În vremea lui Hristos, spune Iosif Flavius, cel mai important istoric evreu, era undeva spre 5.000, maxim 6.000 de farisei. Fariseu înseamnă special, specialul lui Dumnezeu. Ei erau niște oameni morali, dar nu spirituali. Erau oameni morali din calea afară, dar nu spirituali. Și oamenii aceștia aveau anumite practici spirituale. De exemplu, se rugau de nu știu câte ori pe zi, se rugau prin oraș, prin centru, pe la colțurile străzilor, când ți era lumea mai dragă, la o zi rugându-se. De asemenea, omul acesta avea două zile de post, din dimineața de după masa aceasta de la 6 până mâine seara la 6. Așa posteau farisei, de două ori pe săptămână. Dădeau zicioală din toate veniturile lor. Erau foarte meticuloși cu lucrurile lui Dumnezeu. Dar, din păcate, spiritualitatea lor se rezuma doar la niște chestiuni exterioare. Aveau o moralitate deosebită, erau niște oameni principiali, dar nu erau oameni cu adevărat transformați. Hristos chiar face vorbire despre ei că erau oameni ipocriți. Dar oamenii aceștia care aveau atâtea merite spirituale, îi putea să spui, Doamne, ce să le bagi de vină? Să ai un om care de două ori pe săptămână postește, care dă zecioală din toate veniturile lui, care are câteva rugăciuni pe zi, care cunoaște pe din afară legea lui Moise, care face fapte extraordinare, pe care nu-i auzi certându-se, bătându-se, făcând rele numai de treabă, ce ai putea să le reproșezi? Și cu toate acestea, marea lor problemă, pentru care nu sunt ascultați și în cazul de față, acest fariseu, care își lasă munca, business-ul deoparte, se urcă la Ierusalim să se roage la templu, este faptul că el are convingerea că pe baza faptelor lui, a meritelor lui, Dumnezeu este obligat să-l asculte. Prima piedică în calea rugăciunii este să ai această convingere că Dumnezeu trebuie să te asculte. De ce? Că ești un om grozav. Că sunt un om grozav. Că venim la biserică, de exemplu, în această zi nu suntem undeva într-un loc al păcatului, la, nu știu, undeva unde să bem, să ne drogăm, să ne pierdem mințile, să ne batem cu cineva, să înșelăm pe cineva. Și am venit la adunare în ziua aceasta. Am venit la adunare și ne-am rugat lui Dumnezeu, i-am cântat, am stat cu Domnul la masă unii dintre noi. Ne ducem acasă, luăm masa cu soțiile, cu soții, cu pruncii, cu părinții, cu cei dragi nouă. Domnule, suntem oameni la locul nostru, suntem oameni de treabă. Probabil că cei mai mulți dintre noi, dacă am fi întrebați despre noi înșine ce părere avem, am spune că frații lui Iosif, suntem niște oameni de treabă. Și s-ar putea convingerea aceasta că suntem oameni de treabă, bisericoși, religioși, care avem frică de Dumnezeu, să ne facă să credem că Dumnezeu trebuie în mod automat să ne asculte, că este obligat Dumnezeu să ne asculte. Dumnezeu ne ascultă cu drag, dar niciunul dintre noi nu poate să-i poruncească lui Dumnezeu să facă Dumnezeu un lucru sau altul. Nici unul dintre noi, spune Scriptura, nu poate să aibă această pretenție că pe baza faptelor lui personale, a trăirii lui, poate să fie un om ascultat de Dumnezeu. Dumnezeu ne ascultă rugăciunea și dă vindecare și dă iertare și dă eliberare și face bine și ne dă propășire financiară, spirituală și mai departe, numai și numai pentru că El este bun. Dar nici unul dintre noi nu avem merite. S-ar putea să credem că Dumnezeu trebuie să ne asculte, pentru că, repet, venim la biserică, mai facem câte o milostenie, câte o faptă bună, mai slujim într-un fel sau altul, avem frică de Dumnezeu, suntem oameni onești, suntem oameni morali și Dumnezeu ar trebui să ne asculte în baza vrednicei noastre. Asta este o piedică în calea rugăciunii ascultate, convingerea că meriți să fii ascultat. 8 ani de zile noi nu am avut copii și medical vorbind niciodată nu puteam să avem copii. După câțiva ani de zile, am început să mă gândesc foarte serios și să chiar să-i spun Domnului lucrul acesta, Doamne, de ce nu am și eu copii? Pentru că, uite, alții bleastă-mă numele Tău și au copii. Alții trăiesc în imoralitate și au copii. Alții, Doamne, Dumnezeule, știu eu, sunt atei și au copii. Alții n-au nicio tangență cu Tine și cu spiritualitatea și, uite, sunt binecuvântați de Tine. Eu vin la biserică, predic Evanghelia, slujesc, mi-am pus viața, tinerețe la dispoziție, dar, Doamne, cum îmi explici chestiunea asta? Și vă mărturisesc sincer că am avut momente în care m-am așteptat că Dumnezeu trebuie să facă ceva, pentru că eu sunt un om pus la dispoziția Dumnezeu.
Și a trebuit să treacă ceva vreme să înțeleg că n-am niciun merit înaintea Domnului ca Dumnezeu să-mi asculte rugăciunea. Ci Dumnezeu ascultă rugăciune când El se îndură, pentru că El este bun. Pentru că Lui face plăcere să ne asculte, dar niciunul dintre noi nu putem să emitem pretenții, pentru că El este obligat să ne asculte. Dacă vii la adunare și ești credincios și te rogi Dumnezeu și mai deschizi Scriptura acasă și ești bolnav, poate chiar ai această pretenție, Doamne, Tu trebuie să mă vindeci. Și cumva e obligația Ta să mă vindeci. Dacă vin la adunare și am frică de Tine și mai fac câte o faptă bună, Doamne, Tu ar trebui să-mi rezolv criza financiară în care mă găsesc. Tu ar trebui să-mi rezolv problema pe care o am. Tu ar trebui să aduci pace și liniște în casa mea, indiferent cum mă comport eu, Doamne, pentru că spiritualitatea mea te obligă pe Tine să te porți într-un fel sau altul, să-mi răspunzi nevoilor noastre. Iubiții mei, Biblia ne spune că fiecare om care trăiește în această lume, spune Pavel în Roman 3:10, se face vinovat înaintea Domnului. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Spune profetul Zaharia că l-a văzut pe marele preot Iosua, era în fața lui Dumnezeu, are o vedenie. Iosua este un om al lui Dumnezeu și diavolul vine și îl părăște, uite câte păcate are Iosua. Și zice, când m-am uitat la marele profet, la marele preot al lui Dumnezeu, l-am văzut că avea o haină albă murdară pe el. Haina era albă, dar era pătată, era murdară. Și numai bunătatea lui Dumnezeu l-a ținut în picioare. Dacă noi avem convingerea că Dumnezeu trebuie să ne asculte pentru că îi purtăm numele, pentru că mai facem câte o rugăciune, câte o milostenie, venim la biserică, facem câte un bine stânga în dreapta, frații mei, asta este o problemă. De asta Dumnezeu nu ne poate asculta rugăciunea. Când ai convingerea că meriți să fii ascultat, Dumnezeu este gata să ne asculte rugăciunea. Dar numai pentru că El este bun față de noi. Marcu, capitolul 5, ne prezintă un tată disperat. Un tată disperat care are un copilaș. Un copilaș de 12 ani, o fetiță care trage să moară. Cu alte cuvinte, este pe punctul de a muri. Și omul acesta este fruntaș al unei sinagogi din Capernaum și aleargă la Hristos, spune Scriptura, când îl întâlnește pe Domnul, se aruncă cu fața la pământ și spune, Doamne, te rog să vii până la mine acasă, să ai milă de fata mea, să-i dai vindecare. Și asta și m-am gândit că poate noi, ca oameni, eram tentați să spunem, Iisuse, tu ești un predicator din Nazaret, te folosește Dumnezeu, dar și-o am poziția mea. Eu sunt conducătorul bisericii sau sinagogii din Capernaum. Ar trebui să discutăm de la egal la egal. Dar omul acesta înțelege că Iisus, doar în bunătatea Lui, poate să-i vindice fetița să nu moară. Vrei să te asculte Dumnezeu? Vrei să lucreze Dumnezeu pentru tine, să-ți dea Dumnezeu ceea ce îți dorești? Poate iertare, eliberare de o patimă, să aducă Dumnezeu pace și mântuire în casa ta, să lucreze Dumnezeu într-un mod special în familia ta, dragul meu. Ai această convingere, nu meriți nimic, numai bunătatea ta, Domnului, te ține. Primul obstacol în calea rugăciunii ascultate este convingerea că meriți să fii ascultat. În această zi, uită-te la fariseu, de asta nu primește răspuns la rugăciune. Care convingerea că trebuie să fii ascultat, că este moral, că este grozav, că este religios? Și asta este o piedică în calea rugăciunii ascultate. De asta mulți oameni astăzi se roagă și nu primesc răspuns la rugăciune, pentru că au impresia că pe baza moralității lor, religiozității lor, Dumnezeu trebuie să-i asculte. Dumnezeu este gata să ne asculte când ne rugăm în numele Iisus Hristos, bazându-ne numai pe mila și pe bunătatea Lui. În al doilea rând, o altă piedică în calea rugăciunii ascultate este disprețul față de cel care este diferit. Disprețul față de cel care este diferit. Vine omul acesta, fariseu, începe să se roage în sine însuși, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, adică certăreți, prea curvari sau chiar ca vameșul acela. Și începe să-și enumere calitățile și realizările. Dar uitați-vă să vedeți marea lui problemă în rugăciune. Când vine la adunare, la templu, el nu primește răspuns la rugăciune pentru că marea lui problemă este disprețul față de celălalt. Se întâmplă uneori să-l vezi pe unul mai păcătos decât tine și să începi să-l discreditezi. Domne, apoi el a zis, a făcut, ce trecut are. Dar ăsta să fie ascultat de Dumnezeu și tu ești în adunare. Și poate vezi pe cineva care are anumite practici morale îndoielnice și începi să-l judeci și începi să-l filtrezi cât de pocăit este, cât de nepocăit este și mai departe și să-i dai note spirituale. Și începi să-l cântărești pe celălalt, bă, dar cum se roagă acesta? Dar cum se roagă femeia aceasta? Dar de ce plânge? Dar de ce râde? Dar de ce cântă așa? Dar de ce cântă altfel? Și începi să-l cântărești pe celălalt spiritual. Dar am auzit eu că nu se înțelege cu bărbatul său. Dar am auzit eu că nu se înțelege cu taică. Că sunt cu maică, să dăm înțeles eu care are anumite probleme spirituale. Dar cum să se roage el cu mine că nu are poziția mea socială? Cum să cânte el cu mine că, nu știu, are alte aplecări, are alte preferințe? Cum să
mergem noi împreună pe calea lui Dumnezeu, cum să căutăm noi împreună fața Domnului, pentru că, Domnule, nu are banii pe care i-am eu. Și atunci disprețul față de celălalt care nu are educația ta sau este mai educat sau mai puțin educat, care are mai mult sau mai puțin bani, care are o funcție mai mare sau mai neimportantă, care e mai tânăr sau mai în vârstă, care e mai păcătos, ai putea să spui, sau mai sfânt, disprețul acesta față de celălalt este o piedică în calea rugăciunilor ascultate. M-am gândit la omul acesta să-ți lași tu tot ce ai avut pe cap de făcut, toată munca ta, tot stresul tău, toată agitația ta, să vii până la Ierusalim, însemna câteva zile, să iei concediu de la serviciu, îți iei concediu din business și câteva zile vii la Ierusalim să te rogi, să te închini. Și în loc să primești răspuns la rugăciune, tu să vii la adunare să-l desconsideri pe celălalt. Una dintre cele mai mari piedici în calea rugăciunii ascultate este desconsiderarea celuilalt. Mă, ăsta are problemele lui, spirituale, păcătos, că asta nu-i nimeni. Frații mei, surorile mele, când venim la adunare, noi trebuie să ne uităm la Hristos. Dacă te uiți la cel de lângă tine, nu te uita să-l judeci, ci uită-te să te rogi pentru el, să-l încurajezi să fie o binecuvântare pentru el. Era războiul de secesiune în Statele Unite ale Americii și la un moment dat, în plin război, la o biserică, un om de culoare îngenunchează lângă un general alb. Și oamenii au fost răsculați. Cum, domnule, omul acesta stă în biserică îngenunchea lângă un general alb? Și a început să murmure pe acolo, gata să-l ridice de pe genunchi. Cum, domnule, în perioada respectivă, cei de culoare erau desconsiderați. Și la un moment dat, generalul acesta spune felul următor, lăsați-l să stea lângă mine, pentru că sub crucea lui Hristos, pământul este același. Mă rog să ne ajute Bunul Dumnezeu să înțelegem că sub crucea lui Hristos pământul este același. Să nu fim ca și Simon fariseul care l-a poftit pe Hristos în casa lui și vine o femeie păcătoasă și când o vede pe femeia păcătoasă, ea își plângea păcatele, știa că făcuse multe păcate care o păsau, i-a păsau conștiința și starea. Și așa de păcătoasă se simțea încât plângea la picioarele lui Hristos și spală picioarele lui Hristos cu lacrimile ei și începe să-și ia părul să șteargă picioarele lui Hristos. Era semnul de prețuire maxim în antichitatea iudaică. Și Simon începe să-l discrediteze pe Hristos că nu este profet, că dacă ar fi profet ar ști cine și ce fel de femeie este femeia aceasta, că și parcă e și greu să spună, este o păcătoasă. Dar femeia își plânge păcatele. Și Domnul îi spune, auzi, printre altele îi face câteva observații și spune, auzi, păcatele ei sunt multe. Hristos nu spune că este o femeie neprihănită, pentru că Hristos ne cunoaște viața, cartea, viața mea și viața ta este o carte deschisă înaintea lui. Dar Hristos cunoaște starea și atitudinea sinceră și spune, auzi, iubește mult și se iartă mult. Femeia aceasta a făcut multe păcate, dar este iertată. Dar atitudinea lui Simon fariseul, Simon leprosul, care a fost vindecat de lepră de Hristos, ne pândește pe fiecare dintre noi. Să vii la adunare și să-l desconsideri pe celălalt, că nu este cum ar trebui să fie. Să-l judeci pe celălalt, că este diferit. Să vii la adunare și în loc să cânti, să te rogi, să asculți cuvântul, să-ți vorbească Dumnezeu, să dai note spirituale. Să fii în prezența lui Dumnezeu și să nu înțelegi că aici este Dumnezeu slăvit să-i fie numele. Și să fii preocupat de cum se îmbracă celălalt, să fii preocupat de cum cântă celălalt, de cum se roagă celălalt și să le dai note spirituale. Sunt oameni care nu pot să-l vadă pe Dumnezeu în adunare, că sunt prea preocupați de ce fac ceilalți. Și asta este o piedică în calea rugăciunii. Când un om se întâlnește cu Domnul, nu mai are ochi să-i vadă pe ceilalți. Și dacă îi vede, îi vede diferiți. Îi vede din perspectiva lui Hristos. Dacă vrei ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea, dragul meu, nu-l mai disprețui pe cel de lângă tine, indiferent cine este, indiferent care este viața lui, starea lui, pentru că disprețul față de celălalt este o piedică în calea rugăciunii. Zice Pavel în Romani 14:13, frații mei, surorile mele, să nu ne mai judecăm dar unii pe ceilalți. Și chiar asta o face Pavel, fapte 28, ajunge în Malta. Și Publius, dregătorul cetății, are un tată. Vremea respectivă, evreii cam disprețuiau pe cei dintre neamuri. Și când ajunge în casa lui Publius, tatăl acestui dregător, acestui conducător de cetate, este bolnav, este prins de friguri, este bolnav și stă în pat. Și Pavel putea să spună, asta este, domnule, să-și rezolve socotelele lui. Dar nu, nu face asta. Pavel spune, Scriptura se apropie de el, își pune mâinile peste el și se roagă pentru el. Și Dumnezeu îl vindecă. Pentru că Pavel nu-l disprețuiește pe cel care este diferit. Etnie diferită, rasă diferită, statut social diferit, statut profesional diferit. Oamenii astăzi atât de mult se împart în funcție de câți bani au, de ce diplome au, de ce proprietăți au, de
apetențele lor profesionale, de preferințele lor religioase, de stilul de predică, de stilul de muzică, de stilul de rugăciune, de atâta ne tot împărțim și nu mai dai doi cu doi, nu se mai unesc doi cu doi. Frații mei, când venim la adunare ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea, haideți să nu mai avem această convingere, Doamne, trebuie să fim ascultați, merităm să fim ascultați, nu. Dumnezeu vrea să ne asculte pentru că este bun, nu că noi merităm să ne asculte. Apoi haideți să dăm o parte disprețul față de cel care este diferit. Nu-l disprețui pe cel care este diferit. Tu concentrează-te pe Domnul și roagă-te pentru ca Dumnezeu să-l binecuvânteze. Și a treia piedică în calea rugăciunii mele și a rugăciunii tale este păcatul de care încă nu te-ai pocăit. Păcatul de care încă nu te-ai pocăit este a treia piedică în calea rugăciunii ascultate. Fariseul acesta înțelege un lucru, ca Dumnezeu să-mi ierte păcatele. El era evreu, dar ca să ajungă bogat, s-o împreteni cu romanii. Romanii îi spuneau în felul următor, auzi, trece cineva pe acolo pe la tine, tu-l taxezi, iei banii aceștia, ni-i dai nouă și mai poți tu să pui ceva pentru tine și ăștia sunt banii tăi. Ăștia de regulă erau urâți de tot poporul Israel. Erau socotiți niște oameni care au trădat țara și pe Dumnezeu pentru romani, ca să se îmbogățească. Uitați-vă să vedeți, vameșul acesta își realizează starea. Da, domnule, de dragul banilor l-am trădat pe Dumnezeu, mi-am trădat familia, mi-am trădat neamul, dar acum m-au ajuns păcatele mele și îmi pare rău de ele și vreau iertare. Și el vine la templu, nu ca să se concentreze pe frumusețea templului, vine la templu nu să se concentreze pe ceilalți care cum se roagă, cât fac pe acolo dărnicie, să, nu știu ce fac ei pe acolo, cum cântă. El vine la templu ca să se concentreze pe Dumnezeu. Doamne, eu sunt un om păcătos, am slăbiciunile mele, am greșelile mele, am trecutul meu și te rog să mă ierți. Se bate cu pumnii în piept. În gândirea iudaică, bătaia pumnilor în piept înseamnă o durere foarte mare. Adică îmi pare așa de rău de păcatele mele de numai. Mă vinovat. El se bate cu pumnii în piept și spune, Doamne, ai milă și iartă-mă. Și știți ce se întâmplă? Dumnezeu îl iartă. Pentru că pe omul care se pocăiește, Dumnezeu îl iartă de păcate. Pe de altă parte, fariseu, el crede că este perfect, domnule. Este un om moral. Este un om regulamentar. Nu ai ce să-i reproșezi chestii grozave, dar omul acesta are o problemă fantastică. Problema lui cea mai mare este mândria. Adică și Dumnezeu trebuie să se simtă fericit că l-are. Rugăciunea lui este despre cât de bine ar trebui să simtă Domnul că l-are pe el. Cât de grozavie este în raport cu toți ceilalți oameni. El este un om care are probleme cu mândria și dacă vreun dintre noi este mândru, Domnul să aibă milă de noi, să ne ierte. Poate ai alte păcate. Fiecare dintre noi avem câte un călcâi al lui Ahile. Fiecare dintre noi avem câte o slăbiciune. Și în ziua aceasta, dacă vrem ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea, haideți să ne uităm în viața noastră, să ne uităm la faptele noastre, la gândurile noastre, la vorbele noastre, la comportamentul nostru. Și dacă sunt lucruri care îl supără pe Dumnezeu, pe care conștiința noastră le condamnă, haideți în această zi să le mărturisim lui Dumnezeu, ca să primim iertare, ca să primim o viață nouă, să primim răspuns la rugăciune. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. În urmă cu câțiva ani de zile, un frate mărturisea că a mers ani de zile la rugăciune ca Dumnezeu să-l umple de Duhul lui Cel Sfânt. Și îmi spune, frate Dan, am stăruit și am stăruit ani și ani de zile și nu s-a întâmplat absolut nimic. Și la un moment dat am avut o descoperire din partea Domnului că dacă vreau să fiu umplut cu Duhul Sfânt, botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să mă duc să mă mărturisesc. Era ceva în trecutul meu pe care am tot încercat să-l ascund, să-l mușamalizez, să-l relativizez, dar nu e chiar așa de grav. Și nu voiam să discut cu alții despre trecutul meu, despre slăbiciunea aceea. Ani de zile m-am rugat, am postit ca Dumnezeu să mă boteze cu Duhul Sfânt. Ani de zile m-am rugat, am postit ca Dumnezeu să lucreze pentru mine, Dumnezeu să mă boteze cu Duhul Sfânt, să mă umple de Duhul Cel Sfânt. Și nu s-a întâmplat absolut nimic, ani de zile. Dar într-o singură seară, îmi povestea fratele acesta, când m-am dus sincer, m-am prăbușit în fața Domnului și am spus, Doamne, îmi pare rău, uite ce am făcut. Și am spus și slujitorului bisericii, uite ce am făcut, am mus câțiva ani de zile. Dumnezeu s-a atins de mine, mi-a dat păcatul, mi-a luat povara și în seara aceea Dumnezeu m-a umplut cu Duhul Sfânt, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Și am stat și m-am gândit să vii ani de zile la stăruință, să te rogi ca Dumnezeu să te umple de Duhul Sfânt, să nu se întâmple nimic. Pentru că în viața ta este un păcat ascuns, pe care nu vrei să-l mărturisești, de care nu vrei să te pocăiești. Vii, ți-l recunoști, îl mărturisești și în acea seară Dumnezeu să te umple de Duhul Sfânt, să-ți dea Dumnezeu lucrul cerut. Asta înseamnă rugăciune ascultată. Să mă uit în viața mea, să mă uit în trăirea mea și spun, Doamne, uite, astea sunt greșelile mele, păcatele mele, ai milă de mine și iartă-mă. Pentru că altfel păcatele noastre, așa cum spune profetul Isaia,
Pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Isaia 59, versetul 1 și 2. Păcatele voastre, zice Domnul, vă împiedică să primiți răspuns la rugăciune. Nu mâna Domnului, zice profetul, este prea scurtă ca să mântuiască. Nu urechea lui este prea tare ca să vă audă. Dumnezeu este gata să lucreze, să vă dea lucru cerut. Dumnezeu este gata să vă mântuiască. Dumnezeu este gata să vă elibereze. Dumnezeu este gata să vă vindece. Problema este alta. Între voi și Dumnezeu, spune profetul, din partea Domnului, rostește cuvântul acesta, s-a ridicat un zid. Și zidul acesta este zidul păcatelor personale. Și astea îl fac pe Dumnezeu să n-asculte rugăciunea. Și astea îl fac pe Dumnezeu să nu intervină. Dar dacă te mărturisești și îți recunoști păcatul, oare ce se întâmplă? 2 Cronici 33. Unul dintre cei mai păcătoși, cei mai deplorabili împărați al lui Israel din punct de vedere spiritual a fost Manase. Băiatul unui împărat credincios. Omul acesta făcea niște chestii reprobabile. S-a dus după alți Dumnezei. Și ca să-și cinstească acești Dumnezei, își băga prunci efectiv într-un bivol de fier care era efectiv încălzit. Și așa și ardea el copiii în cinstea acelui Dumnezeu străin. Imaginează să-ți iei tu copilașul tău pe care ți-l drag, abia îl vezi. Și ca să te închini tu zeității tale, Dumnezeu zice că e o nebunie asta. Să-ți bași tu copilașul tău în acel bivol, în acel bou aprins de aramă de fier și copilul tău să ardă acolo de viu. Zice că nu pe unul, pe mai mulți. În nebunia lui s-a dus la templul lui Dumnezeu de la Ierusalim și acolo a pus în casa lui Dumnezeu, în templu, a pus un idol, un altar unui Dumnezeu străin. A umplut toată casa și curtea lui Dumnezeu de acolo de la templu cu tot felul de altare închinate Dumnezeilor străini. A dus câte un altar pentru fiecare astru ceresc, pentru soare, pentru lună, pentru stele, pentru diferite lucruri. Omul acesta era din calea afară de păcătos, 55 de ani de păcat. Criminal, răutăcios, imoral, era vrăjitor, ghicea. Eu strâns la el acolo, dacă taică sustrângea profeții, el o strâns ghicitorii și vrăjitorii. Unul dintre cei mai deplorabili oameni din tot poporul lui Israel. Dumnezeu în judecata lui îl trimite rob în Babilon. Știți ce face Manase, păcătosul acesta din calea afară? Astăzi sunt unii rabini evrei, mai ortodoxi, mai conservatori, care spun că pe ăsta nici Dumnezeu nu-l poate ierta. Și contestă textul acesta, dar nu-l contestă într-un mod real, pentru că textul acesta este autentic. Zice că omul acesta, cel mai grav, o păcătuit din toți împărații lui Israel, cel mai mizerabil împărat, ai putea să spui, din punct de vedere spiritual. Omul acesta, când a ajuns în Babilon și când l-a apăsat tare împăratul Babilonului, l-a pedepsit, l-a suprit, l-a chinuit, în mijlocul necazului lui, s-a smerit. Și expresia aceasta, s-a smerit, în gândirea biblică, înseamnă că s-a pocăit de păcatele, adică și-a recunoscut greșelile. I-a părut rău de comportamentul lui și a cerut iertare, s-a rugat, spune cuvântul lui Dumnezeu, s-a rugat și a plâns înaintea Domnului. Și Dumnezeu, în bunătatea lui, l-a ascultat. L-a întors în țara lui Israel, a pus din nou împărat Dumnezeu și a cunoscut Manase că Domnul este Dumnezeu. Ce ar putea fi mai frumos decât în ziua aceasta, în prezența Domnului, tu care ești cuprins de depresie, să mergi liber, plin de pace și de bucurie? Tu care nu mai poți decât îngrijorarea pasă pe umerii tăi, să te întâlnești cu Iisus Hristos în această zi. Și Iisus Hristos să-ți ia îngrijorarea și în locul îngrijorării să-ți dea pace și bucurie. Ce ar putea mai fi extraordinar decât să te întâlnești cu Iisus Hristos în această zi și Iisus Hristos să-ți dea vindecare? Poate ai probleme de sănătate, dar Iisus Hristos să se atingă de tine și în această zi să fii vindecat în numele Iisus Hristos. Ce ar putea fi mai frumos decât în această zi Dumnezeu să schimbe starea din casa ta? Poate în casa ta nu este pace, nu este bucurie, nu este rai, ci este iad, este ceartă, este tensiune, este stres. Să aducă Domnul pace și liniște la tine acasă. Ce ar putea fi mai frumos decât în această zi rugăciunea ta să fie ascultată pentru fiul tău, pentru fiica ta, pentru soțul tău, pentru soția ta, pentru mama ta, pentru tatăl tău, să spui că ai fost la adunare, te-ai întâlnit cu Iisus Hristos și Iisus Hristos te-a ascultat rugăciunea și Dumnezeu a lucrat pentru tine. Ce poate fi mai frumos decât să-L vezi pe Dumnezeu lucrând în casa și în viața ta? Că Dumnezeu te eliberează. Poate eliberează Dumnezeu de un viciu, de o patimă. Poate ai încercat prin putere tale și n-ai reușit. Dar Iisus Hristos eliberează, slăvit să-I fie numele. În urmă cu câteva săptămâni stăteam de vorbă vizitând o biserică în Germania cu un frate care mi-a spus că a încercat totul să se lase de fumat și n-a putut.
Dar în urma postului și a rugăciunii, Dumnezeu l-a eliberat de fumat și îmi spunea: astăzi, numai când simt mirosul de țigară care mi-a distrus sănătatea și a ruinat toată munca mea și tot ce am avut eu mai important, zice, deja mi-este rău. Cel care poate schimba lucrurile este Dumnezeu. Și dacă ne smerim în ziua aceasta, adică ne recunoaștem starea, ne pare rău de păcatul nostru, Dumnezeu ne ascultă. Cele trei piedici din calea rugăciunii. De ce nu-ți ascultă Dumnezeu rugăciunea întotdeauna? De ce nu-i ascultă Dumnezeu rugăciunea întotdeauna? Sunt trei piedici în această dimineață care îl opresc pe Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Prima piedică, convingerea că merită să fie ascultat. Fariseul a avut convingerea că trebuie să fie ascultat, pentru că merită. Când ai această convingere că merită să fie ascultat, Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunea. Dumnezeu este gata să ne asculte rugăciunea, dar când spunem: Doamne, nu merităm, dar în bunătatea Ta ascultă-ne, Dumnezeu ascultă rugăciunea. O altă piedică este disprețul față de cel care este diferit. Fariseul l-a disprețuit pe Vameș, că nu este cum trebuie, că are un trecut dubios, mizerabil. Să vii la adunare și să-l disprețuiești pe celălalt este o problemă. Dumnezeu nu ne ascultă rugăciunea. Ne blochează rugăciunea. Nu merge rugăciunea mai sus de tavanul acesta, pentru că privim în stânga, în dreapta și ne desconsiderăm unii pe ceilalți. Și un alt obstacol în calea rugăciunii ascultate este păcatul de care încă nu te-ai pocăit. Care este păcatul acesta? Minciuna, bârfa, neiertarea, ura, răutatea, egoismul. Care este păcatul din viața ta? Fiecare dintre noi ne cunoaștem pe noi înșine. Haideți să ne pocăim de păcatele noastre. Și cuvântul pe care îl spune Hristos, Matei 7:7, va deveni realitatea ta și realitatea mea. Cereți și veți căpăta. Ce frumos ar fi să mergem toți de aici, de la adunare, acasă cu rugăciune ascultată de Dumnezeu. Dar Domnul este gata să facă lucrul acesta. Unul dintre cei mai mari specialiști pe neurochirurgie din lume este Ben Carson. Ben Carson este primul medic care în 1987 a operat doi siamezi și le-a despărțit capetele. Este ceva uimitor în istoria medicinei. Primul mare specialist care a operat doi siamezi, doi copii siamezi și le-a despărțit capul. Adică fiecare a putut să trăiască. Și Ben Carson a crescut într-o familie de oameni credincioși. Cartea lui preferată este Proverbele lui Solomon. Îl cheamă și Solomon, al doilea prenume. Pentru că părinții lui au fost oameni foarte credincioși. Și îți povestește Ben Carson că de fiecare dată își începe ziua cu rugăciune, cu scriptură și își încheie ziua cu rugăciune și scriptură. Și povestește că atunci când a stat înainte cea mai grea operație din cariera lui, operație care nu a avut niciodată succes până în momentul respectiv, 1987, Ben Carson, înainte să se apuce de operația care a durat peste 10 ceasuri, erau vreo 60-70 de specialiști acolo alături de el, este o mare personalitate în lumea medicală mondială, spunea că înainte să se apuce să opereze, a început să se roage. Și a spus: Doamne, eu fac ce ține de mine. Noi facem tot ce ține de noi. Dar singurul care poate vindeca ești Tu. Prima operație reușită în istoria medicinei, în această situație, este a lui Ben Carson. Cineva l-a întrebat: Doamne, ești genial? Și a spus: da, Dumnezeu m-a hăruit cu un anumit talent. Dar diferența o face, zice, că eu tot ceea ce fac, recunosc că o fac prin mila și bunătatea lui Dumnezeu. Și fără ajutorul Dumnezeu, nu pot să fac absolut nimic. Unul dintre oamenii pe care ascult cu mare plăcere este medicul Vlad Ciurea, un mare academician român, neurochirurg și el, și spunea în felul următor: sunt momente când toată specializarea noastră nu ajută la absolut nimic. Am fost în situații în care pacientul era, operându-l pe creier, era pe punctul de a-l pierde. Toate spuneau că aici se încheie. Cei care mă ajutau să fac intervenția chirurgicală conștientizau situația și mă întrebau: ce să mai facem? Și spunea profesorul Ciurea: le-am spus, acum ne oprim cu toții și ne rugăm lui Dumnezeu. Pentru că singurul care poate interveni în această situație este Dumnezeu. Iubiții mei, în situația mea și în situația ta, singurul care poate interveni este Dumnezeu. Și aș vrea să ne rugăm lui Dumnezeu și aș vrea să-L chemăm pe Dumnezeu în casele noastre. Și aș vrea să-L chemăm pe Dumnezeu în situația noastră. Și aș vrea să-L chemăm pe Dumnezeu să se ocupe de fiecare situație. O cântare pe care o cântam în pruncie spune așa: cu Iisus vreau să stau de vorbă, să-I spun ce n-am mai spus la nimeni și apoi să plângem amândoi. Vă invit să vă ridicați în picioare
Aș vrea să stăm de vorbă cu Iisus Hristos în această zi. Fiecare dintre noi aș vrea să stăm de vorbă cu Iisus Hristos. Dacă inima ți-e plină de bucurie, spune: Doamne, îți mulțumesc că ești plin de bunătate față de mine. Inima îmi saltă de bucurie. Dar dacă ai anumite probleme și ai nevoie de atingerea lui specială, spune: Doamne, în aceste momente te rog, atinge-te de mine și lucrează pentru mine. Haideți să intrăm cu toți în rugăciune și fiecare dintre noi ne rugăm pentru cauzele și situațiile noastre speciale. Amin.